Legislația privind sistemul public de pensii a suferit o serie de modificări în timp, toate cu scopul îmbunătățirii sistemului și creării unor condiții mai avantajoase pentru înscrierea la pensie. Ultima prevede posibilitatea pensionarilor de invaliditate care au ieșit la pensie după data de 1 ianuarie 2011 să treacă la pensia pentru limita de vârstă prin reducerea stagiului complet de cotizare. Este vorba despre cei care au lucrat în subteran, anumite categorii de artiști și persoane care au fost expuse la radiații. Pentru acestea, noul stagiu complet de cotizare este de 20 de ani pentru mineri și pentru o anumită categorie de artiști, și de 15 ani pentru persoanele expuse la radiații în zona 1 și de 17 ani pentru zona a doua. O altă noutate legislativă se referă la persoanele care se pensionează anticipat și pentru care penalizarea va fi de numai 0,45% pe luna de anticipare, cu condiția realizării stagiului complet de cotizare. De acum pot cotiza și se pot asigura în sistemul public de pensii și notarii, avocații și preoții. Pentru aceasta trebuie încheiate contracte de asigurare cu casa de pensii și să se contribuie minim cu 250 de lei lunar. Cea mai importantă noutate legislativă se referă la posibilitatea cumpărării de vechime prin încheierea unui contract de asigurare cu casa de pensii și prin plata lunară a contribuției de 250 de lei cu condiția îndeplinirii unui stagiu minim de cotizare de 15 ani. Se poate cumpăra o vechime de maxim 5 ani. Vârsta la care se iese la pensie în România este de 65 de ani pentru bărbați și de 62 de ani pentru femei.